Vezi că dacă a fost decizie politică, a fost nevoie ca fece să mă joace în Ghinci? De unde s-a ajuns? Al treilea om în stat atât să intervine să facă toate demersurile. Bine că a intervenit. Bine că a avut curaj. Nu, că nu și-a asumat nimeni. Eu nu critic chestia asta, dar s-a ajuns chiar aici pe un stadion al națiunii, pentru că a fost făcut din banii națiunii, a fost din banii armatei, a făcut sau din banii domnului Talpan. Și să știți că n-am ajuns ca în Bulgaria, unde în Bulgaria două echipe, ČSKA Moscova și ČSKA 1948, ČSKA Sofia și ČSKA 1948 Sofia, joacă în prima ligă. Da. Avem Craiova. Și o să ajungem... Avem Craiova. Avem CSU Craiova. Dar o să avem așa, două Steaua. Două Rapiduri. Două rapid. Dinamo, trei Dinamo, trei Dinamo, s-ar putea trei. A face onor, niciodată nu va. Două Dinamo, două Steaua, vom avea două Craiova. Da. Mai sunt și pe la Brașov vreo două, trei frumoși nebuni, frumoși urâți, frumoși. Cred că trei pe acolo, mi se pare. Da. Nu e regulă ce se întâmplă și eu zic că lucrurile sunt scăpate sub control. Prea multă lume a... activat pe asta la Dinamo, nimeni n-a înțeles ce trebuie să facă, n-a fost un plan bine făcut de la început, oamenii care au venit, au plecat. Au lăsat în urmă tot felul de prostii. Bun, citim repede și câteva comentarii. Adrian Mârlanu spune, pare rău că un om atât de capabil ca domnul Gheorghe nu face parte din conducerea unui club din România, are vreo ofertă de prin Liga 1, revenim la întrebarea asta. Altcineva spune, zici bine Daniel, dar nu e așa de ușor. Domnul Zăvoleanu zice că dacă intrăm în faliment și o luăm de la capăt, vor veni datoriile de la UEFA și FIFA, e ușor de spus. De ce să dai oameni afară că își cer drepturile, mai spune cineva, e adevărat, dar... La cine se referă? E o știre pe ProSport că sunt 5 jucători care au inițiat această grevă și sunt dați afară. Asta e o prostie. De ce? Păi cum să-i dai afară? Conducerea a hotărât să de ce? Că și-au cerut banii? Sau nu, știu? Nu, că au făcut greva asta, au inițiat greva asta. A, bun, și au echipă și mai bună. Că unul să-și cer banii, domnul Dinu, sunteți președinte, unul să-i zic, domnul Dinu, vreau banii acum că nu mai joc, dar să mă la antrenament și altă e să îmi spune, stai că n-avem, ei, uite că nu mai vreau să joc. Și creez o răzmeriță. Ar fi vorba de Tomozei, Dudea, Fara, Gavrilă și Buhăescu. Victor, dar au o echipă și mai bună acum fără ăștia 5, nu? Adică tratează play-off-ul. Ceea ce zice, acolo vor 2 jucau, restul jucau. Da. Da. Ce părere aveți? Nu știu, e sigur, e un moment scăpat sub control total, adică nu